Bine v-am găsit! Suntem în direct cu Vlad Soare, președintele AMBI, o asociație care militează pentru unificarea Bucureștiului cu sectorul agricol Ilfov. Suntem într-un dialog de la distanță și vorbim astăzi despre ce ar însemna ca Bucureștiul să fie organizat puțin diferit față de cum îl știm acum, pe 6 sectoare, cu 6 primării, 6 consilii locale, și peste toate astea o primărie și un sector generale. Bine ați venit, domnule avocat Vlad Soare. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Criza asta ne arată cum ar putea să fi funcționat Bucureștiul dacă ar fi fost organizat diferit în viziunea dumneavoastră? În mod clar ne arată și acest lucru. Bucureștiul, când a fost gândit, el a fost gândit în baza unei organizări teritoriale care corespundea și cu o anumită ordine politică. Noi în continuare suntem organizați pe unități administrativ-teritoriale după o lege comunistă, o lege care este încă în vigoare, o lege din 1968. Și de aici și problema. Dacă vă uitați în București și în Ilfov, veți observa, pur și simplu uitați-vă și pe Google Maps și oricine poate să facă chestiunea asta, veți observa că de fapt este o mare concentrare urbană în București-Ilfov. Mai mult, dacă vă uitați pe evoluția dezvoltării comunității București-Ilfov, veți observa că nu mai există microcomunități separate și e de fapt o mare comunitate. Foarte mulți din București s-au mutat în afara orașului, foarte mulți dezvoltatori imobiliari au construit cartiere întregi în afara orașului și foarte mulți din Ilfov lucrează în București. Practic avem o singură comunitate. Din păcate, din punct de vedere juridic, am rămas 50 de administrații la nivelul București-Ilfov, regiunii București-Ilfov. Și asta generează o serie de probleme. De la probleme juridice până la probleme economice. Criza în care ne aflăm astăzi, cea generată de acest virus, ne demonstrează că există o lipsă de coeziune între serviciile publice locale, dintre aceste unități administrativ-teritoriale care au rămas din punct de vedere juridic pe hârtie și realitatea care este în teren, și anume faptul că noi suntem o singură comunitate. Da, lumea ar putea să spună așa, ce vă pasă acum când toată lumea are o grămadă de alte ocupații, de o reorganizare teritorială complicată, trebuie să refacem tot fundamentul ăsta cu organizarea alegerilor. Vorbim acum despre o nouă structură administrativă când, iată, tocmai ce am amânat alegerile locale, dar băteau la ușă. Da, e adevărat. E foarte bine că s-au amânat alegerile locale. Ar fi fost un risc major să facem alegerile locale în iunie. De asemenea, privesc oricum cu reticență și posibilitatea de a avea alegeri locale în toamnă. De asemenea, o să fie o mare problemă și cu alegerile parlamentare. Să sperăm totuși că până atunci lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Ideea este că reorganizarea administrativ-teritorială, nu doar a regiunii București-Ilfov, ci a României, face parte dintr-un master plan pe care noi ar fi trebuit să-l punem în aplicare de foarte mult timp, și anume cel al revoluției administrative pe care o propunea România de foarte mult timp. Să știți că faptul că noi suntem în momentul de față atât de multe unități administrativ-teritoriale, adică comune, orașe și județe, nu face nimic altceva decât să reprezinte o risipă a banului public și o subfinanțare a unităților administrativ-teritoriale. Motivul pentru care noi suntem atât de divizați din punct de vedere administrativ este unul pur politic. Ăsta este adevărul. Practic, organelor politice, sau mă rog, politicienilor, le convine această administrație, această împărțire administrativ-teritorială, pentru că permite o gestionare a mai multor bugete. Și când gestionezi mai multe bugete, automat poți să creezi sau, mă rog, să influențezi și anumite lucruri. Dar realitatea din teren este alta. Dacă vă uitați,
foarte multe comune din România și municipii, orașe, nu își mai permit să mai gestioneze acele comunități, pentru că bugetul lor este mai mic decât ceea ce ele au de gestionat, competențele pe care le-au primit prin descentralizare, nasc și niște obligații. Și vedeți foarte mulți primari care se duc înapoi spre guvern și solicită bani. În fiecare an este aceeași poveste. Asta arată că, în realitate, noi ar trebui să regândim această împărțire administrativ-teritorială. Iar cel mai ușor de implementat un nou model, model care nu e inventat de noi, model pe care l-au implementat deja foarte multe alte țări, este în jurul capitalei. Pentru că, e normal, este cea mai dezvoltată zonă urbană și este cel mai ușor de implementat acest model pentru moment. Bun, și dumneavoastră ce propuneți de fapt? Înțeleg așa, desființarea sectoarelor. Da, asta este prima măsură. Desființarea sectorului agricol Ilfov, cum se numea el înainte. Foarte bine spuneți, se numea sector agricol Ilfov, nu se numea județ. Deci, exact. Vedeți, inclusiv rațiunea pentru care a fost creat, pentru care a fost creată această regiune a fost alta, chiar și sub imperiul acelei legi comuniste. Nu a fost creat să fie un județ, pentru că județul Ilfov acum nu face nimic altceva decât să enclavizeze municipiul București. Haideți să vă zic o chestiune foarte simplă. Vine cineva și vă promite că o să refacă intrările în București, astfel încât din județul Ilfov în București să intrăm și noi normal, să nu mai stăm ore întregi în trafic. Păi cine spune chestia asta, ori minte, ori are o soluție juridică pe care eu nu o găsesc, și anume. Păi, nu are atribuție nimeni să facă un proiect integrat între Ilfov și București. De ce? Pentru că Ilfovul este județ, municipiul București este coordonat de un Consiliu General. Nu ai o structură comună peste amândouă care să coordoneze un astfel de proiect. Deci, practic, guvernul. Trebuie să ai guvernul, dar guvernul poate să nu aibă în atribuții. Pentru că, vedeți, drumul național, de exemplu, DN1, haideți să luăm exemplul ăsta, DN1, el este gestionat de autoritățile centrale. Dar drumul din Otopeni, de exemplu, este deci gestionat de unitatea administrativ-teritorială din Otopeni. Cel mult ar putea să solicite bani de la județ. Drumurile din București, unele pe care trece transportul public în comun, sunt gestionate de Consiliul General Primăria Mare, altele sunt gestionate de primările de sector, cele pe care nu trece transportul public în comun. Și dacă vreți să faceți un proiect integrat, haideți să creăm un ghilimele, o autostradă urbană, între toate comunitățile astea, deși există bani în bugetele locale și ar putea să facă un astfel de proiect, e foarte greu de implementat pentru că ai foarte multe administrații pe care trebuie să le pui la masă și care să gestioneze un astfel de proiect și care trebuie să găsească soluția astfel încât să evite toate problemele juridice care se nasc din această împărțire administrativ-teritorială. Și ce propunem noi este să creăm o cupolă comună peste toate. Și desigur să desființăm ceea ce nu-și mai găsește rostul, cum sunt de exemplu sectoarele municipiului București, care nu fac nimic altceva în momentul de față decât să risipească bani. Bun, dar nu s-ar putea obiecta în felul următor. Veți crea o cupolă, o structură mamut, gigant, cu o grămadă, ipotetic, o grămadă de bani pe mână. Da. Timp în care micile comunități au totuși poate interese diferite. Adică eu dacă stau la, habar n-am, Dimieni sau unde vreți dumneavoastră, la Balotești, poate n-am aceleași interese pe care le are un locuitor care locuiește, să zicem, în sectorul 3, într-unul din cartierele Bucureștiului. Corect. Asta este motivul pentru care nu se desfințează unitățile administrativ-teritoriale. Ele în continuare există. Nu desfințezi orașul Otopeni, unitatea administrativ-teritorială Otopeni. O lași să existe. Singurul lucru pe care îl faci este să găsești soluția astfel încât să transferi din competențele unei astfel de unități administrativ-teritoriale competențe care ar putea fi aplicabile la nivelul întregii comunități,
către o structură centrală și lași lucrurile mai mărunte, cele de interes local, să fie gestionate în continuare de către un aparat administrativ foarte suplu. Că în momentul de față, de exemplu, în București, luăm exemplul municipiului București, noi avem 7 ADP-uri. Nu? Avem 7 administrații ale domeniului public, adică avem și la nivel de sector și la nivelul primăriei mari. La fel avem încă 42 de ADP-uri la nivelul unităților administrative teritoriale din Ilfov. Dacă faceți un calcul, imaginați-vă faptul că aceste administrații care practic au un scop general să asigure administrarea domeniului public. Nu e atât de complicat să administrezi domeniul public. Cum administrezi domeniul public în București, ar trebui să-l administrezi și 5 km mai încolo. Nu e o chestiune foarte sofisticată. Dar în momentul de față, aceste ADP-uri au toate câte un director, au toate o structură care realizează practic aceleași atribuții în interiorul aceleași comunități. Și să fim corecți și transparenți până la capăt. Dacă vă uitați pe istoria acestor ADP-uri, ăsta e doar un exemplu, o să vedeți că, în principiu, foarte multe partide politice și-au servit aparatul de client, și-au servit clientela politică prin astfel de structuri. Practic, avem... În momentul în care am face o singură structură, un singur ADP la nivelul regiunii, nu înseamnă că rezolvăm situația, dar în mod clar vom avea o structură care poate să coordoneze și care poate să ofere un serviciu public integrat și o structură care ne costă mult mai puțin și o structură care e mai ușor de controlat și de verificat. Pentru că, practic, inclusiv autoritățile care efectuează controlul o vor face direct acolo. Practic, despre ce vorbim? Noi nu vorbim despre un oraș mamut. Noi vorbim despre o singură comunitate, cea din București și din Ilfov, și care, vrem nu vrem, ea se va dezvolta uniform. Nu avem cum să controlăm asta. Nu avem cum să răspundem oamenilor, nu vă dezvoltați în direcția aia. Este clar că Ilfovul și Bucureștiul, la un moment dat, din punct de vedere urban, vor reprezenta o singură comunitate. Din punct de vedere mental, pentru cetățean, este o singură comunitate. N-ai cum să-l convingi pe cel care s-a mutat în voluntar de curând, adică în Pipera sau în Chiajna sau în Bragadiru. N-ai cum să-l convingi că el nu e bucureștean. În primul rând, marea lor majoritate sunt oameni care s-au mutat din București în zonele astea și, doi, ei lucrează în București. Ei își duc copiii la școală în București, ei se folosesc de serviciile publice locale din București și automat au și așteptările pe care le aveau în București, și anume să aibă servicii publice integrate. Da, domnule avocat, ce n-au oamenii ăștia în momentul de față, n-au impozite de București. E adevărat. Și atunci, dumneavoastră, venind și propunând o unificare, s-ar putea ca oamenii să spună, păi ok, eu stau la Bragadiru cu infrastructură de Bragadiru și mă trezesc dintr-o dată cu impozite de București, și avem exemplu unor unități administrative forțat transformate din zone rurale în zone urbane sau periurbane, care plătesc impozite mari pentru utilități sau infrastructuri urbane pe care nu le au. Mă bucur că mi-ați spus problema asta. Nu suntem, n-am fi prima comunitate urbană, prima zonă metropolitană care ar avea o impozitare diferită. Impozitarea în comunitățile acestea, în zonele metropolitane europene, se face în cercuri concentrice. Adică cu cât stai mai în afara zonei centrale, cu atât impozitarea scade. Deci nu o să putem să facem o uniformizare totală și ar fi și o greșeală să faci o uniformizare totală. Dar în timp trebuie să iei în considerare faptul că Bucureștiul și Ilfovul, și aici nu vorbesc doar de București și de Ilfov, putem să ne imaginăm foarte multe alte zone urbane din România, aceste zone urbane se vor dezvolta. Și practic
ceea ce noi avem scris pe hârtie din punct de vedere juridic, și anume împărțirea asta administrativ-teritorială, nu va mai corespunde unei realități. Iar asta va genera și deja generează o sumedenie de probleme. Vă dau un exemplu foarte simplu, că am făcut un studiu pe tema asta și am rămas șocați. Știți câți bucureșteni, în ghilimele bucureșteni, foști bucureșteni, au vize de flotant în București? Sunt peste 50.000 de astfel de oameni care au vize de flotant în București, dar care locuiesc în Ilfov. E o sumă imensă. De ce au acești oameni viză de flotant? Marea lor majoritate... Ca să-și aducă copiii la școală, exact, în București, presupun. Exact, exact. Gândiți-vă numai din perspectiva asta. Omul respectiv își face o viză de flotant unde apucă? Pe la un prieten, ca să-și ducă copilul la o școală din București. Domnule avocat, dar asta e valabil și pentru bucureșteni care locuiesc în sectorul 3 și vor să-și ducă copilul la un liceu bun din sectorul 1. Păi nu este normal, asta încerc să vă spun, nu este normal să avem un astfel de efect generat de o împărțire administrativ-teritorială. Când noi suntem o singură comunitate, nu poți să impui părintelui să nu-și ducă copilul la ce liceu sau la ce școală dorește. Bun, dar pe de altă parte, nici liceul ăla foarte bun care a saltat de cereri nu... Poate nu poate să facă față, poate nu poate, evident, să trebuiască toți elevii care vor să învețe la un liceu bun. Evident, ăsta este motivul pentru care avem examene, avem clasificări în bază de medii, dar este inadmisibil ca un locuitor al unei zone care este la un kilometru de București să nu aibă acolo o unitate școlară bună. Sau măcar una care să poată să-i primească copilul, pentru că și acolo sunt, dar nu au locuri. Pentru că sunt prea puține. În foarte multe comunități din jurul Bucureștiului ești nevoit să-ți faci viză de flotant și făcându-ți viză de flotant, ce generezi tu? Păi, tu ca părinte, în loc să te duci direct spre birou sau să te duci la școala de lângă casă să-ți lași copilul, trebuie să traversezi orașul pe un alt traseu, să-ți lași copilul, după care te duci pe un alt traseu la birou, după care iarăși deviezi de la birou, te duci să-ți iei copilul și te întorci după aia cu el acasă. Chestia asta, mulțiți-o cu o cifră undeva aproape de 50.000 și o să vedeți încă un motiv pentru care în București nimeni nu stă. Inclusiv în timpul programului de lucru o să vedeți că toată lumea aleargă. Inclusiv în metrou, inclusiv în trafic, o să vedeți, Bucureștiul este în continuu alergat de oameni. Bun, dar, domnule avocat, da. Poate fi asta un motiv simplu, cum spuneți, dar poate de fapt e un motiv mai complicat, și anume faptul că metrou n-ajunge decât unde l-a lăsat Ceaușescu să ajungă. Corect. Cu două probabil mici excepții, una pe care o tot așteptăm spre drumul Taberei și parcă nu se mai termină. Și în general alte legături de transport urban cu zone mai îndepărtate sau din afara Bucureștiului nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Și atunci normal că totul se transferă pe mașinile personale, ceea ce generează un trafic de nesuportat, negestionabil. Corect. Totul pleacă de la modul în care avem reglementate legile care ne oferă posibilitatea de a ne dezvolta din punct de vedere administrativ. Și o să vă spun foarte simplu. Bucureștiul are buget să facă metrou. Are un buget foarte mare Bucureștiul și poate să-și facă metrou. Dacă mai și aplică pentru fonduri europene, își face metrou singur. De asemenea, sunt orașe în jurul Bucureștiului care au și ele bugete să intre într-un parteneriat cu Bucureștiul și să facă linii comune. Nu se poate din punct de vedere juridic. De ce? Pentru că metrou e la Ministerul Transporturilor și acolo o să rămână. Pentru că așa scrie în lege. Bun. Întrebarea este, bun, e acolo, dar de ce nu pot și eu să-mi fac o linie de metrou? Simplu, pentru că în legea domeniului public spune foarte clar că liniile de metrou și liniile de tren fac parte din domeniul public al statului. Deci astfel ele nu sunt în domeniul unităților administrativ-teritoriale. Deci problemele, și automat vor fi gestionate tot de Ministerul Transporturilor. Deci problemele
pleacă inclusiv de la modul în care noi am hotărât să implementăm actele normative la nivelul administrației, atât centrale cât și locale. Și de-aia vă spun, discuția e mult mai complexă. Bani sunt. Dacă reușim să facem și o reorganizare administrativ-teritorială la nivelul Bucureștiului, vor fi și mai mulți bani. Deci vor fi, domnule avocat, și bani mai ușor de obținut de pe fondurile europene? Evident. Aduceți-vă aminte că a fost un mare scandal acum vreo un an jumătate, dacă mi-aduc aminte bine, cu Euro 2020. Că am hotărât să-l organizăm și trebuia să facem o linie de metro. Și mi-aduc aminte o declarație a directorului Metrorex care a zis, da, ce am semnat eu contractul, sau mă rog, am vrut eu să organizez Euro, n-am nicio obligație să construiesc metrou. Bun, trecând peste chestiunea asta, care este o declarație mai mult decât nefericită, au făcut un proiect de metrou și îl făcuseră, dacă vă aduceți aminte, în loc să-l facă așa cum am gândit oricare dintre noi, de la aviatorilor sau de unde e, linie dreaptă până la Otopeni, ei îl făcuseră undeva pe Sisești, prin București noi, legau magistrala aceea din Străulești, de trebuia să schimb trei linii ca să ajungi la Gara de Nord și încă o linie ca să ajungi la Victoriei. Și au aplicat pentru fonduri europene. Și dacă vă aduceți aminte, că de aici asta a fost cearta, autoritățile europene au spus foarte clar, linia nu și are sens. Proiectul nu este bun, ci trebuie să fie drept. Motiv pentru care, dacă vă aduceți aminte că aici a fost scandalul, au zis, o să facem în regie proprie. N-au mai făcut nimic, evident, dar ce vreau eu să spun este că nici banii ăștia europeni nu vin, sau mă rog, nu mai vin cum venea odată, adică să nu te verifice nimeni. Nu mai poți să faci de capul tău ce vrei. Și la nivelul Uniunii Europene au prioritate proiectele care integrează comunități. Motiv pentru care, la nivelul Uniunii Europene, dacă reușesc să demonstrez că suntem mai multe unități administrativ-teritoriale, mai multe comune, mai multe orășele, mai multe suburbii, care beneficiem de un proiect al Uniunii Europene, acela primește un punctaj mai mare. Are prioritate. Motiv pentru care, dacă am crea o structură care să cuprindă aceste microcomunități, cu siguranță vom avea un punctaj mai mare și putem să ajungem în zona eco și putem să ne gândim la nebunia asta care este generată de poluare. Exact asta vreau să vă întreb. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Am observat în plină pandemie, în plină epidemie de COVID-19, că cineva de la câțiva kilometri distanță de marginea Bucureștiului dă foc la un câmp și bucureștenii din zona apropiată, dar nu numai ei, și cei din Ilfov, încep să respire aer poluat. Cum rezolvăm, sau cum ar rezolva această reorganizare pe care o propuneți dumneavoastră, această situație? Când... Este singura soluție. Este singura care poate să rezolve cumva această problemă. Și uitați, vă pun în următoarea situație. Sunteți primar în orice localitate din jurul Bucureștiului. Și după cum vedeți, poluarea nu se oprește la șoseaua de centură. Poluarea e în toată comunitatea. Evident. Și eu vin municipalitatea din București și vă spun, domnul primar, aș vrea să fac o groapă mare de gunoi și un sistem de ecologizare foarte performant care să îmi deservească municipiul București. Am banii, vă rog frumos, ajutați-mă cu un teren și o să vă fie bine și dumneavoastră, că vă deservește și bine. Vreau să-mi spuneți, foarte bine, te ajut, dar o să fie o mare problemă. Oamenii, oare, care vă votează, vor fi de acord să aibă acolo acea groapă de gunoi și acel incinerator modern, de altfel? E o problemă reală. Motiv pentru care eu nu pot să o fac în București. Că nu poți să faci o astfel de structură în oraș. Dar e nedrept să o fac și lângă dumneavoastră. Motiv pentru care singura soluție este să se facă astfel de centre care să deservească mai multe comunități în zone care sunt destul de îndepărtate de acele localități. Și din punct de vedere juridic, ca să poți să faci asta, ai nevoie de o cupolă comună.
Pentru că se pune problema inclusiv cine dă terenul, cum dăm terenul, al cui este. Dar cum facem să cum facem pe terenul altcuiva eu să vin cu finanțarea? Și tot așa, lucrurile astea găsesc rezolvarea foarte suplă la nivel legislativ în momentul în care propui o nouă organizare teritorială. Domnule avocat, tot ce propuneți dumneavoastră sau orice mișcare structurală de proporții, cum ar fi o astfel de organizare, fie și numai la nivelul municipiului București și a județului Ilfov, are nevoie de o susținere politică. Da. Dumneavoastră sunteți o asociație, mai sunt probabil și alte asociații care au tot felul de idei, la 30 de ani de zile ne-au demonstrat că primarii de comunități deja formate nu renunță atât de ușor la putere și la instrumentele pe care le au și nici la nivel central poate decizia politică pentru astfel de soluție nu este o decizie convenabilă. Cum reușiți sau cum vă gândiți să impuneți pe agenda politică sau să propuneți pe agenda politică cu șanse de reușită un astfel de proiect mamut? Este foarte greu de la nivel asociativ. Nu vă ascund faptul că am încercat și am discutat cu foarte multe structuri politice. Nimeni, nici măcar structurile noi politice, nu își permit să propună un astfel de proiect în mod real. Dintr-un motiv foarte simplu, este sinucidere politică pentru toți să propună o astfel de chestiune. Motiv pentru care probabil încercăm să creăm, fie prin asociație, fie cu alte structuri mai mici, să creăm și o platformă politică. Nu mă gândesc că va avea un impact foarte mare pe termen scurt, însă sper ca pe termen lung, ușor, ușor, intrând în zona asta, să pot să influențez deciziile astfel încât zona, astfel încât competențele să fie partajate de la nivelul microcomunității către o comunitate mai mare. Adică dumneavoastră spuneți așa, facem un partid politic, tocmai am auzit din gura noastră lucrul ăsta. Încercăm. Încercați, dar da. Pe de altă parte, două fraze mai devreme, dumneavoastră înși vă spuneți, nu fac partidele de acum pentru că e sinucidere politică. Da, deci ar face-o cineva nou. Exact. Asta este marele avantaj. Părerea mea este că o structură nouă care își propune chestiunea asta nu trebuie să fie formată din politicieni de carieră. Trebuie să fie formată din oameni care au meserii și care au profesii. Oameni care lucrează deja, profesioniști în domeniul lor. Oameni care conștientizează că programul politic sau viața politică are un început și are un sfârșit. Așa e și normal. Eu personal m-am săturat să văd oameni care intră în politică urmând o carieră politică. Adică ce ești la bază? La bază ești inginer, ești avocat, ești nu știu, ce ești tu? Dar domnule avocat, cariera politică e o carieră onorabilă în foarte multe țări din democrațiile consolidate. Este, e adevărat. Numai că oricine are o carieră politică trebuie să-și asume și posibilitatea ca aceasta să se termine la un moment dat. Ori în politica noastră, dacă vă uitați, nimeni nu își asumă, sau mă rog, toată lumea care există în politica noastră încearcă să amâne sfârșitul, făcând tot felul de compromisuri. Un astfel de compromis reprezintă fix lipsa de asumare a unei idei. Pentru că ideea este foarte bună, ideea este necesară, nu pentru că o spunem noi, ci pentru că o arată inclusiv studiile. Alții au aplicat-o de către politicieni de carieră, dar care au plătit din punct de vedere politic. În Marea Britanie, când s-a făcut această zonă metropolitană, de exemplu cum este cea din Greater Manchester, păi niște politicieni au plătit. Dintr-un motiv simplu, că decizia pe care au luat-o ei, deși a fost foarte bună pentru comunitate, le-a adus foarte multe probleme în interiorul partidului și în interiorul formațiunii politice. Și o perioadă le-a fost foarte greu. Desigur, în timp, ai șansa să câștigi suportul popular. În fond, asta este ceea ce contează. Dacă tu vrei să intri în politică, scopul pentru care intri în politică
nu este să îți creionezi tu o viață politică frumoasă și să oferi ceva comunității. Cu orice risc. În momentul în care ai o meserie și te bazezi pe ceva, nu-ți pasă că vei pierde locul. Te interesează ideea și să încerci să aplici ideea. Și eu speram, când m-am uitat la partidele astea mai tinere, să își asume astfel de idei. Din păcate, în ultima perioadă, am observat că, deși au avut și ei încercări de a spune că vor să desfințeze sectoarele sau, mă rog, că vor să facă chestiuni care se apropiau de ideile noastre pe care le aveam în asociație, observăm că nimeni nu mai susține astfel de idei și, în realitate, au intrat într-un joc de ăsta politic care există de atâta timp. Eu cred că trebuie cineva, oricine, să-și asume și posibilitatea de a eșua. Concret și foarte pe scurt, la ce să ne așteptăm de la Asociația Metropolitană București-Ilfov în următoarele luni ca acțiune concretă? Da. Păi, ca acțiuni concrete, în măsura în care vom putea să ne reluăm viața la normal, asociația va încerca să ridice aceste mesaje și să facă cunoscută ideea și să facă dezbateri în zona publică privind unitățile, crearea unei structuri comune pe mai multe paliere, fie și pe paliere juridice și pe paliere economice, iar din punct de vedere politic, v-am spus, încercăm să creăm și o platformă politică dintr-un simplu motiv. Fără a avea o platformă politică, nu reușești să ajungi să influențezi factorul de decizie. Adică, practic, încercăm, dacă va ieși această platformă politică, să candidăm la alegerile locale. Vlad Soare, președinte AMBI, vă mulțumesc pentru participarea la dialogul de la distanță. Bun rămas tuturor! Vă mulțumesc!